întrebăm dacă mai mergeți la Mocra și cât de des. Cum mai merg? Deja e programat și am... Sigur că... Eu am jurat că 20 de ani, mai mult de 20 de ani în urmă, câte acolo vor fi călei, nu voi cânta. Dar este o parte de oameni încă nepoluați, chiar complet, spăluați, dar nu chiar așa tare, care nu-ți divină. Și cu ce trebuie să sufere aceste pături sociale, care nici în clinic, nici în mânt, să rămâne vai de capul lor, au copii pe aici, au deci acest sânge care curge, de ce și temperatură ca și la toată Moldova, de aici, din stânga. Și atunci eu m-am gândit că nu chiar așa, nu e bine chiar din partea mea, pentru că la urmă chiar la aceeași Mocră. De ce să mă duc eu la sătenii mei care să rămâne speriați? E puțin dacă vor simți ceva, un sprijin sau un cuvânt bun sau știu, măcar o rază de nădejde, desigur că se vor deschide spiritele, se vor deschide sufletele, fiindcă eu, iar 2 ani în urmă, am fost la Mocra și am văzut care este situația. Toți vorbeau cu mine rusești. Dar este normal, pentru că asta e așa, așa. Și eu am crescut așa. Nu în timpurile astea, atunci. Era aceeași. Că nu a început toată problema asta. A început de când a venit el cu coarne și cu coadă. Dar când puțin acum a stat la un furșet, s-au dezgăzat și o limbă atât de frumoșică, grozav, chiar m-am bucurat, zic că ia-te, uite, zic că stă, mocnește limba aceea sarmană acolo și ea, la urmă, cât a mocnit, dar și se va strica, așa cum se strică produsele în frigider, dacă nu le consumi. Deci, și atunci eu am hotărât că mă voi duce, dar, deci când am vorbit aici cu tovarășul Șevciuc, că dacă numai colectivele de acolo, toți, deci eu mă voi duce numai așa, uite, cu mâinile în buzunare, din cauza că pe mine mă interesează nu atât faptul că eu voi veni și voi pleca. Nu eu voi veni, dar amprenta acestei veniri să rămână acolo, amprenta spirituală, deci acolo, în primul rând, se va cânta numai cu muzica, cu muzicanții de lor, cu numai interpreții lor. Repertoriul care le vor duce deja este acolo, deja notele sunt transmise, deci stau acolo și ele acolo vor rămâne. Asta este scopul. Dar nu uite, vin băieții noștri, eu știu pe foarte mulți care merg acolo, cânte, vin și iau bani și vin acasă. Și care e rostul? Este... De fapt, asta e o afacere comercială, care nu are, de fapt, nimic comun cu ceea ce vreau eu să fac. Sau, mai bine zis, cu ceea ce ar trebui să fie făcut. Trebuiește lăsat ceva spiritual, nu material, ca oamenii aceștia să simte, de exemplu, dacă eu mă voi duce cu orchestra din Tiraspol, orchestra lor simfonică, voi cânta, rămân notele acolo. Cântăreții rămân cu repertoriul care îl vor cânta și în continuare. Deci această vizită va fi multiplicată. Azi m-au sunat de la Râmniță, de la școala muzicală. Desigur că eu le voi duce note, vor rămâne notele acolo. În școlile aceste muzicale, desigur vor cânta copiii piesele pentru pian, vor rămâne acolo pentru vioară, vor rămâne aceste note. Deci asta este scopul. Dacă s-ar face în așa fel și nu numai cu cazul cu mine, dar în genere s-ar face în felul acesta, eu cred că ar fi cu mult mai mare efectul acestei apropieri decât
Dar vezi la ce am ajuns noi. Eram o integritate și acum vrem să ne apropiem. Când s-a produs această dispărțire? Vă zic că această elită politică, în loc să adune lumea, să într-adevăr să continue acest dialog spiritual, deci era cum să continue, cum să acest dialog se petrece în familii. Dar noi nu ne suntem în familie dispărțiți, deci că fiecare zi vorbim, mâncăm, gospodărim, deci așa ar fi fost foarte bine. Nu că acolo s-au oprit trenurile, că acolo s-au oprit mașinile, că taxe, că îmi amintesc când trebuia taxă să-ți plătești, că treci acasă la mormântul mamei, ce cu chestia asta? Și n-am auzit niciun reproș de aici. Împușcă omul acolo pe pod, niciun reproș. Acum vin rachete, niciun reproș, dragii mei. Un doga nu face nimic, o să fie 10.000 de doga, nu o să facă nimic, fiindcă trebuiește. Această comparație putem să o facem cu mașina. Dacă suntem noi în calitate de pasageri, ce noi influențăm la mersul mașinii? Șoferul face treaba asta. Și dacă șoferul a dat în gard, gata, suferă toți. Uite, din păcate, cu șoferie la noi e cam... Deci, nu-i învinuiesc, da, este situația foarte complicată, dar se complică din cauza că rămâne nerezolvată. Ceea ce am vorbit eu referitor la aceste produse în frigider. Trebuie la timp scoase, tot trebuie la timp consumate, trebuie la timp răspuns și nu de ce, că, pentru aceea ca să pe cineva să umilești, să jignești. Nu, de spus adevărul. Am pușcat băiatul, pune-l la dubă. De ce i-ați permis că niște tratative sau să ambasadorul trebuie să minte, să din start el deja știa peste două secunde după ce a fost împușcat, de-am știa că acela era beat, că a furat. Deci sunt niște lucruri grozave la care eu iarăși nu sunt procuror, nu sunt diplomat. Eu spun așa ca un cetățean de rând, un observator ce se petrece. Pentru că de la mine, dacă în orchestră ceva se întâmplă ceva, eu imediat caut ca să orchestra asta să o reglez, ca să fie această armonie în orchestră. Fiindcă altfel, atunci îmi închipui ce concert ar fi, dacă ar fi acolo un dezacordaj complet. Dar, uite, dar la noi, uite, această orchestră care se cheamă societate, stat, eu știu cum... Din păcate, uite, așa continuă cu acest dezacordaj. Nu e bine. Deci eu, iarăși, nu am această misiune și, de fapt, acest obraz, hai să, într-adevăr, la stânga, la dreapta, dacă eu voi fi acolo, voi face treaba. Nu e corect. Chiar nu e corect din partea mea ar fi. Dar tot ce se poate face. Uite, eu vreau să uite, trec acest râu, să rămân o vai de capul lui, să-l trec și să fac ceea ce trebuie să fac un artist. Eu vreau să aduc acest spirit care, din păcate, a fost stopat pe un timp oricare. De ce? Cu ce s-au învinuit, cu ce sunt de vină acești oameni, care eu mi-am închis când am venit cu orchestra din Leningrad în sat la mine. Când am cântat în câmp, când uzina metalurgică se construia la Râmniță. Am cântat în câmp. Unde sunt oamenii aceia? Ce, ei s-au schimbat cojoacele? Nu cred că. Eu cred că au rămas și sunt gata să ne primească și să ascultăm. Și atunci care e problema? Problema să fim înțeleși și să facă aceleși măsuri și vârfurile. Nu se îmblăm cu eu nu pot înțelege care sunt problemele acolo. Uite, până acum eu nu știu care probleme sunt. Că vor nu știu ce aparte. Eu nu știu care sunt problemele, dar ce le încurcă lor? Deci, orgoliu. Nu vor să învețe limba, nu vor să învețe deci, istoria, deci nu vor, ne urăsc. Dar nu vor din cauza că este, pur și simplu, iarăși orgoliu și lenea. Uite, aici este. Fiindcă un marele gânditor rus, care zicea Karamzin, care îl stimez foarte mult pentru, măcar pentru o singură frază care a spus-o extraordinar de bine. Ca să iubești, trebuie să cunoști.
Ei fac toate ca să ne despărțească, ca să nu ne cunoaștem, și aici e atunci și foarte bine de operat în felul lor, cum ei cred. Nu e bine. Dar uite, cât mai mult ne vom cunoaște, și dacă ar cunoaște și cei care sunt acolo de sus, ei nu prea, nu sunt sigur că vor veni la concert, eu cred că treaba s-ar mișca din loc. Eu asta, deci asta este scopul, acesta este scopul meu de vizită încolo. Deci, iarăși, nu-mi retrag eu ceea ce am jurat eu odată că nu voi merge încolo. Da, dar eu voi merge de data asta, dar cu altă misiune și cu alt generic. Genericul meu este de a trezi spiritele acolo. Nu că mă duc eu cu spiritul meu și să-l aduc înapoi acasă. Nu, eu îl voi duce acolo și acolo îl voi lăsa. Uite, cântați, uite, ascultați, uite, să știți că noi nu sunt acei pe care noi ne zugrăviți în emisiunile voastre de mass media.